Așa, bă, ce și el? Apoi, bă, e. Vezi că apoi Liana-ți dă? Vezi că Liana-ți dă? Ce faci cu clash-urile? Păi, că ai șuruburi. Hă? Ai zis că ai șuruburi, domnul Nelson Mondialul. Ce ai venit să-mi iei? Masa și scaunile. E, dar tu crezi că vin, le iei și pleci? Nu, bă, trebuie să stai, să mânci. Păi am pus acolo mea într-o parche. Ha? Și vii tu ușor, că sper că nu stai în grup. Cine a zis? Cred că e parcare omului. Și ce ai zis? Păi am zis că nu stau, că nu m-am mii la domnul Nelson Mondialu pentru niște scaune. Da? Da. Ești ieptită cu cărnați, cu maioș, mânci? O, da. Liana, la pompieru. Lasă, Clea, și le-am întâlnit, îmi arăt că-ți prinde și-ți codință cu ei, care ți-o mai rămas. Prinde și sărută în puța. Ăla prăjit, maioșul? Da? Nu prăjit. Nu prăjit. Așa. Du-te, prinde pe puță, că nici cum să ridică sus când te vede și sărută-o. Du-te, mă, de aici. Ce du-te, mă? Șoricul ăla tău. Ce șoric? Dă-ți șapca jos din cap. Dă-ți bluja jos din cap. Da. În ce stadiu ești cu lucrarea? Bă, nu mai am mult. Până mai am un pic acolo. A, e? Înțelegi? A. Și am de aici, am avut și mai bine că iau și brad acum. Că am unde să pun. Nimici. Mai, sau mai bine mici? Nu, mă, că nu pot să stau, că n-au. Știi, ăla omul a zis că să nu stai mult. Lasă, dacă știe Gherda Nelson, știe unde să vie. Unde, ce parcare? Unde eu stat, eu unic înainte. Știi, chiar acolo, vis-a-vis, pe partea strană. Lasă, dă-i pași, că știe că la mine a venit. Păi am zis. Slănină, ia să te scoasă Liana. Da, mă. Dar i-am spus. Poate să nu am mijloc pe care... Hai, mă, ce fac eu, mă, ce faci? Na, bine. Îi pui numai acolo, așa? Bine. Să uită cu camera, ești... Bă, în loc să stai să faci clipuri, să-ți dau bani. Ardă telefonul să-ți fac cont de TikTok. Nici m-am luat, că e mașină. Mi-are și sparge ții mașina, bă, țăram prosă și bă. Cum să-l lași și mașină, bă? Ia, mi-e tare cu țigări, că nici țigări. Bă, cum să-l... La ce țigări? Nu fumezi. Păi de-aia zic. Să-l pun înapoi. Miroasă numai. Nu. Ai carne, îți dau? Nu, mă, că mi iau. A? Da. Mi iau să toane și jumări, iar după aia... Mă, mă duc să iau partea de jos, știi? Partea de sus o iau după Crăciun, că trebuie să văd... Bă, îți acolo... place masa asta, pune mâna pe ea, vezi. Da, mă duc că iars un pic aici, dar e ok. Da, Liana, nu, eu mai dau că iarsă. Nici nu se compară. Bă, când vii să... Am unul poți, că am demontat. Ce nu se compară? Să-ți o arăt pe aia de sus. Bă, când v-am spus ăștia țărani, iar n-ai văzut. Fii atent, vezi picioarele astea. Aia. Uite atâta-s picioarele. Și ce vrei să fac? Da, nu mă zic. Poate ți-i bună, mă. Bine. Dacă ții scaunile aia. Și aia se desface. Hai de capul meu. Hai, măi, pompierul, mă, n-ai ce să-i faci. E chemițerul. Aia se face. Măi, și aia cred că de 6 persoane. Bravo. Bă, dar numai să când ăsta... Lași din gură, fă o rugăciune! Fă o rugăciune că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, așa scaune. Tu nu vezi? Da. Ce din aia ai la scaune? Da, să nu e aia jos. Nu. 2 milioane am plătit de scaun. Să-i facă anul trecut. Da. Să-i facă asta în ea. Așa cum ați luat masă cu tăcu scaune. Da. Mi-am luat masă cu tăcu scaune. Ia uite. Văd, mă. Uite. Da. Ce anul trecut? Anul ăsta de Paște, așa e Liana? Anul trecut? Nu, mă, că anul trecut era tot asta. Cu ce faci foc? Cu motorină? Că tăta motorină miroși. Ăsta, mă, mâncă cu lemn de fac, mă, omule. Fii atent aici. Am luat, bă, o țigară de acolo, care tot mi-a mai dus azi vară, tot i-am plătit și când au fost țigrele. Am plătit să-mi ducă țigrele, să mi le arunce. Am să-mi aduc o căruță de la mine. 5 milioane mi-a cerut. Păi zi, mă, Atilo.
Bun, o căruță de lemn e 5 milioane. Da, mă, dar nu lemni, mă, că crengi de ele, mă, cești de ele, nu lemni, lemni. Bine, mă. Și și verzi. Bă, zic că îți dau 4 milioane, bine că nu vreau să-mi aduc. N-au vrut. Dar fii atent aici. După vreo o săptămână, ia să-i un țigănuș acolo, un Sandy. Îl văd că vine, cu căruța cu lemni. O zic că 4 milioane. Când le-am văzut, bă, zic că astea sunt numai crânși. Bine, că și grosea așa în ea, știi? Zic, nu trebuie. S-o dus. După jumătate de oră vine-te înapoi. La bine, dăm 3 milioane. O zic, bine, mă, zic, îți dau 3 milioane, dar fii atent aici, mi le și tai. Și-mi dau 3 milioane, mi le și tai. Și n-ai găsit în joala cu 5 milioane, Nicolo. Ce să-i mai zic, bă, dam eu și aia de la magazin, că-s niște manuze. Bandiți. Îs bandiți, așa. Aia de la magazin, o zic, bă, eu le dau pe datorie, le scriu pe caiet. Și eu când le-am zis, îmi cere prețul unde ale, cum ți-o zis. Da. Și atunci să le mai dau pe caiet. N-ai ce să faci. N-ai. Așa zic. Bine că eu nu stau numai amul până după sărbători, că dacă era să stau, luam... Camion. Nu un camion. 20 și ceva de milioane îți aduce o carosată de aia mare. Cum păi eu ce zic, camion. Da. Nu știu, 4 metri de aia, nu știu cum le zice, 4 metri, nu știu cum. Domnul, te-o zici și-am pe deja. Ba, am văzut, domnul Dumnezeu, mă deja, mă deja. Da, domnul Dumnezeu, am văzut, cum să. Îmi pare bine, mă, domnul Dumnezeu, mă deja. Ce-ți pare bine? Nu-ți trebuie bani? Nu-mi trebuie. Bă, chiar, dar, nu, lasă, că dacă nu schimb, nu schimb 200 de euro. Să-ți dau lei? A. Cât îți trebuie pe 200 de euro? 9 milioane. Dar de ce să dai tu mie 9 milioane? Că 10 milioane, fără vreo 20 de lei. Nu-i drept, o scăzut 4 milioane jumate, că îți dau bine. Nu lasă că schimb la Kaufland. Schimbă la Kaufland, că acolo scumpeți, la Kaufland. Pe oricum mă bag pe acolo să-mi iau... Cam urmai luni, marți, și miercuri. Joi și vine, numai curățenie, să pui alea sus, pe dealele alea, tot curat, pac, dau drumul la mașina de spălat, iară să spăl tot. Pe dealele oricum le-a spălat pe acești caterile sunt acolo. Mașina de spălat, unde are scurgere? Unde are scurgere, mă? Unde are tătie? Eu te întreb unde are, tu mă întreb pe mine. Unde are vana, unde are ghiuveta, unde tătie? Tătie sunt pe aceeași scurgere, care ia să facă. De ce n-ai făcut scurgere în stradă? Acolo iasă, în stradă. Da? Cum crezi? Acolo șanțola. Da? Dar cum? Unde crezi? Ia să tot. Am băgat acum 20 de ani. Și căcatul pune el să iasă. Nu, băi, ăla e în parchi la am băgat oale de ele de beton. Dar și căcatul trebuia stradă. Nu, băi, el acolo am făcut în spate, l-am pus pe un țigan anul trecut de mine, să pată acolo, că m-a timut să-l chice pământul pe el. Păi eu am băgat două oale adânci. Și pe a venit unul cu tractorul, mi-l ridicat și le-a pus la așezat. Bă, am ăsta mai am otroșit boilerul de bucătărie. Băi, și l-am adus din Germania și l-am nenorocit aici. De la bucătărie. Liana, vedești că da, nu mă stă bine cu ele pe mână. Da, păi eu cumpărat. Mă, atâta mi-e ghețit de genul. Și eu n-am știut că trebuie să ții contra, știi? Și eu când am strâns, s-o învârtit cu tot acolo. Și când am dat drumul proști ca altea cu multe de față. Că s-o fi dus ce aia de acolo. Că eu s-o ai vorbit cu el. N-am vorbit cu el. Ha? Nu sunt să vorbești cu cursul. Am sunat, am o săptămână și ceva și nu vreau să-mi răspund. Du-te ia de telefonul și sunt. Bă, dar da. Tu ești pe mare care, lucru eu... că te-ai spălat pe mânuri. Mare a, lucru. Și m-a dat cu cremă. Mă. Uitați ce de așa chiar de muncitor. Întoarce la bătături. Da. Uitați de așa, ține de așa tu. Nu, aici m-am tăiat, m-am tăiat. Am omnit s-o vindecat. Uite aici, când am dat cu mașina de găurit, a intrat șurubul pe acolo. Uitați-mi că... Nu încep tu ce să vindecă. Dar pe ce vrei mă să fac, mă? Pompiero. Dar nu mai pune cum de astea, că și așa... Da, să simți energia Crăciunului. Iar ești asta, băi, că i-am zis că mă bai să-ți iau eu. Că-ți dau o șapcă? Păi mie mi-a dat una mai faină, boss, dar mă, n-am băgat la spălat, trebuie să o bag la spălat. Nu am. Uite, chemite, bag. Sub de roșii. N-am și șef, dar nu mai știu unde le-am pus. Ce ai? Șef, faine, dar nu știu unde le-am pus. Nu mai găsesc unde le-am pus. Dar omul la cât vine, Liana?
Bă, dar nu vii să mergem la Maramureș de... de Crăciun. Dacă vrei cafeluță, dacă vrei sare, mai vrei ceva? Nu, nu, mersi, fain. Nu vii să mergem de, de la Maramureș. Ce fain acolo. Ha? Ce fain acolo. Da. Chiar am văzut tăbă la acolo la televizor cu mărgai acolo cu... La doi ai zis? La patru, zi. Că-i place. Să vezi ce fain de asta am eu. Ce? De asta. Eu unde? N-ai văzut-o. Vrei ca să vezi? Eu unde ai tu? Atât, ai dat să faci atâta. E. Ca să vezi mâna, vrei? Dacă n-am uitat eu la tine. Nu mă, că am adus-o. De unde? La ce să folosesc? Ce cameră, bă? Hm? Ce cameră ți-ai luat? Da, nu e de marcă, mă, de pe piață, mă. E de pe piață! Da, mă, e și eu bega, cum îi zice. În care se te recomandă la ea. Auzi? Da. A, din aia cu casetă? Nu, nu cu casetă, cu cald. Ah. Uită-te cum are pompierul obiecte interzise pentru vloggerit. Bun! Și ce, nu te pui la camera să filmezi? Lasă, de pace, dacă și-o lua camera, nu-l mai stresa, de pace. Dacă și-o lua camera, prin minte, i-o trecut ceva. Nu, mă, mi-a obligat. Mă, tu și cât a pe camera aia și pe ăla, pe piciorul ăla? Cât? Mi-a 10 euro. Dar camera e nouă, nouă, sunt cutie. Și funcționează? Dar cum să nu? Ai filmat, tu te-ai văzut? El ai văzut-o când ai fost pe acolo. Nu știu, a spus un trehan, e supat. În lada de canapea. Dar nu știu așa bine sunul la ea. Bă, nu vrei să-ți fac TikTok? Și faci clipuri și câștigi și tu niște bani pe TikTok. Acum nu. Ce? Acum nu. Cască gura când vorbești. Acum nu. Dar când? Îmi vine când. Da, ăla albi care face apă caldă sau nu am? Nu apă caldă, ăla face apa energizantă. Apa campionilor, da. Apa campionilor. Da. Dar ce firmă e S.P. Sveterul? Spion? Da. Pe ce scrie? Apoi am o grămadă de haine acolo, mă, și sus o grămadă. Aruncă! Am vreo câteva zi. Bagă-le pe foc, că-s pline de păduci. De lasă, că-s pline de păduci. Gonje. Muștie. Când vii să deschizi să vezi dacă găsești vreo goangă sau vreo muscă. Măi, te-am vorbit eu. Dar spui eu. Nu, nu, am băgat pe foc, dar știi ce am băgat pe foc? A. Am avut o grămadă de cămăși și le-am avut eu, că le-am luat din Italia. Așa. Tu știi că atunci ce le-am luat de alea. De firmă, valoare. Așa. Dar degeaba, nu mai nici bun. Așa, bun. Apoi le-am băgat pe foc. Nu le-ai lăsat, că poți slăbei. Da, mi-am adus altele. Nu s-am arătat. Notă. Cărnaț, maioș, cumăs, slănină. Foarte bun. Am crezut că ai porc undeva și ăsta și ți-l dai, că ai avut-o dată așa. N-am luat. Ce să fac, că nu mâncăm? Aș fi rus eu unul, dar... Ce să faci cu el? N-are rost, da. Nu, e că pute iau așa, 80-90 de kg. Și? Plângea porcul când te vedea, că vrei să-l mânci. Îți era milă de el, ca și cu berbecul. Eu ceapă nu mânc. Ca și cu berbecul. De ce nu mânci ceapă? Mâncă ceapă, că omoră toxinile din tine. Că bei 6 baxuri de bere pe zi. Și... Uite, nu vrei să mergi la un tiu Todor? Mamuța, nu vii să mergem decât la Maramureș. Dar aici ce să mă duc eu? Du-te tu! Ia surorile și du-te! Am văzut să ai chinu. Băi, bapă-s-o cu George. Bă, dar tu ești periculos rău cu aia, mă. Eu nu pot vorbi nimic, mă. Păi, alaltă de aia nu vorbesc că ai făcut treaba asta.
Mai făcut să vorbesc aiurea și i-au văzut. Da, și? Nu, să mă rog, mă ajunge, mă, mă ajunge, dar să nu mi-e, să mă zic. Păi cum, mă, unchiul tău, dormățurul cumpa, mă, mătușa nucă, mă, plăcinche, una alta. Dar nu de-aia, mă. Dănuț, Viorel, tăs pe acolo. Asta. Unde să mă duc? Eu am fost la Vișeu. Eu am neamuri și pe la Vișeu. Da? Dar cum? Din partea lui tata. Dar cum? Hai să mergem la Brașov. Bine, zi. Hai să mergem la Brașov. Am închis, zi. La Brașov nu, mai că Livia a murit, fetele, da, a plecat în Italia, la cine să mă duc? Pe un alt bag era bolnav, nu? A? Da. Câte bluze ai pătin să mori de n-ai 3 bluze, am numărat? Ai mai multe? Eu m-am. Una. Două, trei. N-am luat bluză, că-s tricouri. Că-s tricouri. Și geaca, nu? Vestă. Vestă. Am acolo gluma de geci. Mă, am văzut, am și uitat de aia. Ți-mi minte odată când am adus eu telefon, e că tu mi-ai adus mie o geacă de piele. A. Maro? Aia neagă cu toate prostiile alea pe ea. A. Eu n-am purtat urmă de vreo două, trei ori. O groază de bani e geaca aia. Nu. Să nu zici că ai găsit client la ea. Nu, mă. Pare al lobo, nu e bună. Nu. Pe lobo când vrei să-ți dau, să-i dai la cineva. Lobo are 1,90 m. Da, dar nu-i mă, așa zic. Eu ți-am dat geaca. Păi nu. Aia cu țântie, cu din alea. Încă și acum acolo în sale avea niște de alea două litere. Aia e de motocicliști. Cam așa ceva. Două litere de alea din metal, și acum azi acolo. Da, da, Harley Davidson. Da, cum știu. Da, da, da. Ce? Da, la cine? La Mike? Da. E, la ăsta lui... Da. La Mariano? Da. Dar Mariano e mai mare ca Domenico. Dar mie mi era bună. Acum n-am mai probat-o. Iar atunci când mi-ai dat-o, dar mi era bună. Am ciurit-o din Italia, o groază de bani, o fost era să mă prindă, de mă prindeam, plângeam un punct cu ea. Da? Mă punea să o plătesc, dacă nu la Zuhendor, la chemiță. Nu, nu chemiță. Nu te duc, mâncă mă maioș, tot brânză cu slănină mânci, mâncă maioș. Castraveț, ai zis că vrei castraveț, păi mâncă-i, mâncă tot. Papagalul, vrei să-l aduc pe tine? Dar tu când îți bagi bradul? Nu fac brad. Da. Nu fac brad. Auză. Bă, dar patru nu cred că-mi trebuie. Da? Unde s-o pizi cu ăla? Băi, am zis dacă-ți trebuie, zi bine, dacă nu-ți trebuie, treaba ta. No, eu nu mă zic. Asta da, ca să ne acum la fix mere acolo, știi? Vezi că pe patul ăla am dat 34 de milioane. Ia-mi sumă de pe internet. Aaa, acolo în ăsta. Da, mă, acolo. În Germania. Și sunat. O zic că mai are. Și am zis că mă duc la sfârșitul săptămânii după el. Că după două zile mi-a trimis mesaj că nu mai că l-o vându de el. Da. El a culat. Avea două setare de la mari jos. Da. Da. Dar eu mișto o văd de tot. Am bai de aia, că găsesc la asta, știi? Pe asta care l-am adus, o le băga sus. Dar să-i fain că e pe colț. Da. Pe colț de pereche. Și într-o parte și în alta. Păi băi, țărani, băi! Mai am la sus la uriu. Da, mă, dar alea să pun în cameră pe mijloc, așa. Ăla nu pui la părete, alea nu sunt patru de părete. Nu, trebuie îți trebuie două noptiere. Înțelegi? Când văd că am comandat una din aia, o lajiță din aia. Din aia care zi așa în ea, care stai acolo la mine la cap la pat. Eu mai stau acolo, n-ai văzut, stau pe dunga de la pat așa, la lajiță.
12 milioane au fost. Când te sună aia de acolo să... Nu primă un mesaj. Da? Ce-o zis? Cântăm acum, dar ce te zic? No, nu-i bai, când te sună, să zici că am greșit. În loc să apăs pălajița aia, am apăsat pe altă. Dar nu cred că nu o sună. Nu? Dar când mi-a primit un mesaj, mesaj cu număr de telefon sau pe e-mail? Nu e cu număr de telefon. Nu, las că îi sun eu. Îi sun eu luni dimineața. A, nu, vezi, asta așa mi-e. Da. Repede ăla. Da. A, unde astea? La ciurierul meu nu ai făcut nimic. Nimic, pompier. Ți-am spulberat visele. Vând acolo. Foarte bine. Dar interesant că nu mă sună nimeni. Foarte bine, pe aia trebuie să mă sună. Și ea acolo lângă tine. Nu, nu, nu. A. Îți dau apă, suc, ce vrei. Nu ca ai niște suc, da. Ai străduță aia prea îngust acolo. Ce străduță? Dar ce trebuie mie mă acolo în mașinile? Ăla nu-i drum circulat de național? Ăla-i drum de comună. Nu. Acolo n-are voie să circule rabe și ele, cum circulă la timp cai cu căruță, cu baligă. Dacă vinzi, să ții mai încoace un eu. Ai băgat o grămadă de bani până m-am pierdut. Îi scot, că nu-s pierduți. Mă gândesc. Dar nu-s pierduți. Casa aia îi costă bani. Pământul ăla costă bani. Da. E făcută fain casa aia. Da, foarte bine. Jos, nu-i selecta nimic. Două camere într-o parte, o cameră într-o parte, una altă. Baie sus, jos baie, living mare, bucătărie mare. Ce ne face? Ai făcut ăla mare pentru geamul, că acolo vine geamul de mare. Geamuri mari, cum? Mai ales spus așa ca să, da, ca să scăninge. Da, da, da. Anul trecut, tot așa a rămas. Mai degrabă mă poziția. Ha? Poziția nu-i bună. Nu, no, tu știi. Am un anie, trebuie poziții. Ce suntem, farul de la Alexandria? La tine e bună poziția. Tot că cade oi, îți fac. Vezi că îți pică din gură, tă pe jos, îmi văd mai ceva ca boc. Bă, ia-mi ăsta acum, oricum. De-aia am făcut eu gărdulețele alea de aur. Ce gărdulețe? Că eu la ăla de mult îi dădeam foc. La ce? La paie. De mult îi dădeam foc la paie. Ce să-i dau, mă, că o vine de la pompieri cum că respectă, că adică că e la 10 metri de ei. Le-o dat șpagă la pompieri. O dat șpagă la primărie. Nu, ce să-i mai faci? Cum ce să-i mai faci? Foc. Da. Am făcut și eu foc, domnule, la mine în curte, o să risc în cheile. Da, eu pe dacă o să răzut la mine și mie cu o casă, ce mă? Nu-i bai. Acum, oricum, ale, nu mai le aduce jos voile. Omule, degeaba nu mai adus, ce mă... Tu nu vezi ce e acolo? Te-o prostit aia să mergi să cumperi casă în fundul Bârgăului. Da. Câți bani ai dat pe casă atunci? Bă, încă o dată, când ați vândut casa, câți bani ți-o venit să iei partea ta? 9.500. 9.500 de euro. Cum așa? Înseamnă că ați vândut cu 30.000? Cu 36.
Cu 36 de mii și zice 9500 de dolari. Am plătit alea, cum le zicem? Restanțele și alea. Restanțele a pus comisiunul. Comisiunul la agenție. La agenție. O câștigă și agenția. Pe truda și pe munca lui tata. Casa aia s-a primit, apartamentul ăla s-a primit pe casa din mănăstur, unde m-am născut eu. Da. Unde m-am născut eu? Eu eram drept primar acolo. În fine, eu vreau să deschid un proces, să vă bag în pușcărie și pe tine, și pe ăstea două, și pe ăla care a încheiat contractul, pe hoțul și criminalul, care a fost șpăguit. Să-mi aduci ai copie după vânzarea căsării. Da. Să văd cine o semna și cine a fost. De ce nu s-a cerut acordul meu? Apartamentul de pe Mehedinți s-a primit de aia. De aia nu le ajută Dumnezeu. Nici la asta de la Ogna, nici la aia. Pentru că s-o vândut fără să mi se ceară dreptul. Eu dacă mi se cerea dreptul, așa cum am fost la pușcărie, eu nu o lăsăm. Pentru tine nu lăsăm să vândă casa. Auzi, mă. Ai înțeles? Pentru tine nu lăsăm să vândă casa. Ascultă-mă un pic. Că ți-am mai povestit o dată. Pentru că ele două și-o luat tălpășița cu Antonio, care a mâncat covorul de păpărache. Covorul care acum, la ora actuală, covorul ăla, dacă un covor persan să cere 20-30 de mii de euro, un covor cum a fost familia lui Regele Mihai, autenticizat pe spate, cu buletin, cu tătătă, jubileu, ăla 100... știi la ea, nu? Așa am înțeles. Nu, când a deschis restaurantul, când a deschis restaurantul, l-a dus în Italia ca să înfrumusețeze, știi tu cum făceau ăia tratoriile. Și... Da? Nu. O tras țapă la restaurant. Ce tu sare mâncare din gust? Trare spermoar la gard. O tras țapă la restaurant. N-a plătit, o rămas în urmă că n-o măr să ia să mânce. Antonio a deschis ca să o ardă de bani. Ea i-a luat și banii lui Nela. Asta nu știu, ești. Ba da, o spui eu. Vrei să o sun acum pe Băcuță? O luat și banii lui Nela, o băgat-o în combinație la restaurant, ele au crezut că devin acolo proprietăresă, că îți deschid plăși și din ele, unde? Pârți? Înțelegi? I-a pus Antonio un câine, i-a cumpărat un cățel, un bușăl. Eu cumpărat de, nu știu, de ziua este cu ocazia cu ăsta, n-o venit cu câinile acasă. O fost cu câinile în brață. Avea un câine atâta. De după aceea, nu știi că o stat acolo unde stătea Nela în chirie, stătea și el în chirie în casa aia, întâi o născut cățaua și-o făcut vreo 17 pui, de lătrau ăia concert de lătrătură era. De-o chema oamenii poliția, că nu poate dormi noaptea. În fine... Și o rămas în ăsta și Antonio, că l-a vrut să mă înțepe și pe mine, dar pe mine nu, eu l-am strâns de gât și l-am îți dăm banii că-ți rup. Așa, mă, normal, trebuie să-mi dea mie, mie și vreo 600 de euro. Deci eu i-am vândut, eu am cumpărat niște, la o din asta, am furat niște cecuri în alb. Cu din ăla, deci numai complectai și poc, îți dă de banii, până într-o anumită sumă. Dar erau vreo 50 de file, e numai bine. Înțelegi, cu sumă. Și l-am vândut și mă tot ținut cu banii până când am zis. Te strâng de gât. Te strâng de gât. Dăm banii, până nu mă interesează de aici. Dăm banii. Mi-au dat banii. Da, fi, cum nu. Tu mi-o cuniat-o, eu nu. Eu bandit-o, eu nu bandit-o, că te, eu așa. Mi-au dat banii. Înțelegi? Dar o ars-o, o lua covorul, nu știu ce mobilier, eu apucat să iei că și-o lua mobilier, vezi, domne, antic. Știi care pe acolo, pe la... Avea niște scaune din ele. I le-a băgat pe gât Antonio de la preț din ăla, o zis că o găsit de el și o vorbit cu proprietarul să le pună la quatrofonic. Preț quatrofonic. Dacă a fost 1000, să ceră 4. Înțelegi? Și așa. Deci covorul, covorul persan de pe jos unde-i.
Dar cunosc și covor pe stânia. Am avut-o la Vișiniu. 12.000 de euro e un covor de ăla. Păi, ai pus parchet pe jos. O vândut apartamentul cu parchet pe tău. De ce n-ai mă să-ți iei parchetul? De unde? Nu, tu ai pus parchetul pe jos. Unde, mă? Sus pe medință. Nu? Acolo? Din alea. Da, blocuri. Da. Înțelegi tu, pompier? Da. Bate-l covorul ăla. Trebuie, bă, stai așa. La Simone nu-i dăm nimic. Covorul jos. Că Simone știe să aibă grijă de ele. Uite, așa cum am medalionul lui tata. Eu nu știu când l-a dus sau când l-a dus. Păi tu nu știi, că tu te-ai văzut cu banii în mână. Te-ai văzut cu banii în mână. Manele, dolo, una alta. Ce da, pe dracu. Ce mașină ți-ai luat atunci? Dacia. Și ce ai făcut cu banii? Cu Dacia? Am folosit-o. Cât eu mai lăsat să stai în apartament după aia? Nu mai țin, cred că vreo două săptămâni, dar n-am stat atâta. Bă, după ce mă urmă, n-am Dumnezeu să ierte. Bă, lasă-mă, și pozele noastre, care o groază de poză am avut, mă, tri sertare de poză, unde-s, mă? Am înțeles că le-o luat ea toate. Ha? Așa am înțeles de la Nela că ea le-o luat toate. Le-o luat toate și le-o distrus, care nu i-o convenit, le-o distrus. Trebuie așa ceva. Ia Dumnezeu tot. Ai la mine care le-am. Alea singuri care le-am. O groază de poză m-am avut, mă, cu mama, cu tata, cu mătușa Lenuță, cu poză cu unchiul Honi, cu unchiul Dodu, cu tăți acolo în casă la noi. Mă, dar nu știu. Și în casa din jos, unde am stat la casă, când făcea tata masă și-i chema pe tăți. Și sus la pe mehedinți. Nu-s mai pozele alea nicăieri, mă. Amintiri frumoase. Ne-ai făcut cafea, Liana, sau tu te faci că plouă. Amintiri frumoase. Da, mă, interesant e că am văzut o altă, mi-a trimis grasul când te vorbeam cu eu pe ăla, pe mesaj, mi-a făcut niște poze. Le-am văzut ele la Boc, da, dar ele le-au avut Boc. Da? Da. Le-au avut Boc așa. N-ai văzut? Ai fost la cimitir. Să te uiți. Mm. Păi nu, încă ai mers de ziua lui tata la cimitir. N-ai mers. O ziua e tot în ianuarie. În decembrie, 8 decembrie. Tu ai fost pe Chemniță cel mai mult. N-ai. Nu, n-ai de unde să știi. Înțelegi tu? Da. În ianuarie e ziua lui Liana. În ianuarie. Nu mă ține minge pe mea, că m-a uitat să mă ține minge. A lui tata e 8 decembrie. Da? Da. Am fost și l-am rugat să aibă grijă de tine. Mm. Da, să te supraveghează în Germania, la muncă. Uite cum, își mâine poi mâine nu mai poți să mânci. Mâine poi mâine plângi cu mâncarea în gură, cum plângeam eu. Da. Am zis, hai să te duc. Am vorbit cu Mike, să-ți facă. La vară, mă. La vară? Vezi că și anul trecut tot așa ai zis. La vară, după de la vară la iarnă când vii acasă și n-ai mai, gata. N-ai mai. N-ai mai făcut. Bateria 4K. Filmez 4K. Da. Covorul ăla. Să mor de nu l-aș cumpăra înapoi. N-ai numărul lui Antonio să-l sun. Mai zăpăcit cu covorul. Bă!
Ăla, covorul ăla, o zis tata când îl frecam pe picioare, pune vezi... Pune că stau eu. Eu bine ziua cămașe curate ca să bază de pe picioare. Era disperare. Vezi că eu o să mor. Când mor eu, tu nu o să fii aici. Mai tragi acum, mă. Tu o să fii la... Ce mai tragi? Că așa o zis Cătămin. Tu o să fii la chemiță. Vezi că nu ți-a dat nimic. Eu îți dau amut, tu mergi și joci și pierzi banii. Încă n-ai mintea coptă să știi să ții de bani și să faci bani. Da. Mă duc și jur în biserică că așa mi-a zis tata. Așa a zis tata. Știu că covorul și casetofonul sunt cele mai dragi, zice, satale. Zice, astea nu te poate păcăli nimeni. No, nu-i bai că am fost păcălit. Și am zis către Leontina, înainte să mă arestez, am fost cam așa până septembrie pe la ea. Câtă maică te-ai zis? Tași din gură. Dar nu tași din gură. În septembrie am fost pe la ea. Câtă maică te-ai zis? Nu mi-i mamă. Nu ți-i mamă, dar în septembrie am fost pe la ea, i-am dus cola. Să să-ți facă pachete. I-am dus cola, i-am dus Fanta, Schweppes, nu știu ce, 3 sticle de suc și am luat prăjituri și o să-ți dau, pe ce mi-ai adus, că n-am nevoie de ele. Înțelegi, s-o chemut că mă duc să-mi cer drepturi. Să cer drepturi. Da, da. Și am zis să-mi dea, am zis să-mi dea covorul mie. Și o zis, dar ce? A murit? Așteaptă să mor. Bine. Da. Mamă, săracă, Dumnezeu să ierte, nici măcar nu știu ce așteaptă. Nu știu ce așteaptă? Când au făcut tachile separat. Nu, bă, stai așa un pic. Bă, vezi că au făcut tachile separat și au scris pe acte că eu n-am niciun drept acolo. Aici greșești. Vezi că au scris pe acte că n-am niciun... Acum spun că aici greșești. Vrei să scot actul, că eu îl scot de la notariat. Nu trebuie să scoturi și un act, că spun eu cum o fost treaba. Știți că au făcut ca nici casa de acolo, de la Ogna Mureș, nu împărțit-o egal între voi. Nu. I-o dat-o ei. Pentru că e, eu zic la mama cum să fac, că m-am deja la bolnav. E, nu știa săraca. Tu le-ai, Doamne, ce să scriu aici? Zi, Leon, ce să scriu? Băi, alo, bă. Bine, nu mai are rost să vă zic. De-aia, să nu pui botul niciodată când a venit vreun prieten de-a tău și zice că te iubește și ești fratele. E o treabă cu Ogna Mureș. Că nici părintele nu, nici și părintele schimbă demnitatea. Ogna Mureș, nici măcar n-am știut, numai la notar am aflat. Acolo n-am vrut să mai semnez. Nu. Trebuia să nu semnez. Că păi, numai dată judecată, numai dată întrebată. Și ce n-ai zis, mă, omule, mă, eu n-am știut nimic și tu, botule, nu mi-ai spus nimic. Eu nu mai știu ce să-ți spun. Tu nu mi-ai spus nimic. Și tribunalul n-avea voie, fără dreptul meu n-avea voie. Nu, tribunal, m-a dat la avocat și avocatul m-a chemat la el, era... Avocatul era... Lăzărean. Avocatul Lăzărean. Care a portat la Cluj. La Ucluj? De-aia Ucluj tot timpul în divizia B. Ia aia în B. Și ăla m-a chemat la el și mi-a spus. Băi, omule, zice, dacă nu... Nu semnez, da? El e tot îl vinde, că-ți dauă. Nu așa a zis. A zis, dacă nu vrei să semnezi, atunci el te dau în judecată. Așa. Și atunci tu ori le despăgubești pe ele. Așa, bun. Ori vei fi obligat să semnezi. Dar chestia e că atunci tu toate chestiile de judecată le vei plăti tu. Și ce n-ai zis, mai avem un frate? Păi cum să nu-i zic? Și ce o zis? O zis că tu nu ești pe același nume. Așa. Și că nu că tu ești pop și noi suntem de nimeni. Așa, și eu sunt nimeni. Și asta e cum? Dar ăla e fratele nostru, care a crescut împreună cu noi. Care s-a luat casa, da. Pe casa el o sta primat acolo. Păi nu spui că nu, că păi pe contract nu-i trecut. În fine, s-o da șpagă, băi. S-o da șpagă. Lăzărenie! Așa am să-ți ajute și ție. Am avut destul de probleme, n-are rost să mai... N-are rost. Fii atent. Să mă duc apartamentul din... În ce anuare? În 2004. 2004? 2004, că eu eram în chemiță. Fii atent aici. Poate că tu nu mă crezi ce zic eu ție acum.
Știm, în 2022. Mm. Câți ani au trecut de atunci? Au trecut. 18 ani. Fii atent la ce spune ție acum, lucrurile astea. Eu în 18 ani n-am mai trecut pe strada aia. Domnul Hedință? N-ați avut dragoste de locuință, că... de ale. În fine, n-ai ce dragoste să ai, că... Cum, adică, ce dragoste? Acolo mi-am trăit copilărie, acolo am trăit viața și de-aia nu mai trec acolo, că... Da. Dar, pe tine, ce te-a determinat? Mă doare să trec. Ce te-a determinat, pe tine, să semnezi? Pa, cum ați spus? Lasă-mă, trebuia să vii la mine la temniță să-mi spui nimeni ce se întâmplă. Ați făcut-o pe de-ascuns, înțelegi? Și s-o adeverit vorbile lui tata, să nu-mi ajute Dumnezeu toată viața. Să-mi chiar vederea dacă mint, dacă nu așa mi-a spus pe canapea. De astea două praful să alege. Cât că mi-e dragă și Nela și Leon. Praful se va alege când nu zi eu. În picioare. De ăla lansai grijă de el. Da, da. Când te bătaie, mi-o dat. Apoi ne-o da bătaie, ne-o da bătaie. Îs nervos de numa, pompier. E mai multă mi-o da carție. Îs nervos de numa. Da, care? Pe mine m-o bătu mai mult. Bine, mă. Te-ai fost la tine, ți-ai scăpat mult. Și acum ați minte că nu știam că ce vrea să facă. Nu m-am văzut că mere în capăt, închide ușa cu ea la... Să nu poți să fugi. Și-o mărs în cameră, ducat și-o luat mănușile. De box? Ba, mănușile alea lui, ele de frig. Ele de piele. Așa ai făcut. Nu eu. Tata pe pompier, cu mănușile te-o bătut. Ai, e capul meu și mă bătut. Bă, tu-ți dai seama că nu era normal. Gura, mă, ce mă nenorocit. Păi dacă în chiloți, bă, că m-a pus să mă dezbrac. Nu te-ai să mă nenorocească. Păi dacă m-a pus să mă dezbrac și vezi așa câteodată mi-aduc aminte, da, asta a fost, că nu știu nici eu am avut în filmurile astea. Bă, omule, tu... Lomul câți ani are? Nu mă împic. Nu mă lasă, mă împic, bă, câți ani are lomul? 26. No. Ai făcut vreodată așa ce-a făcut tata? Nu, nu. Ai văzut? Dar mă, asta vreau să zic. În ce an a fost asta? În... Ce? Mă, când... Îți fac cafea. În 1900... Că eu vreau să văd altceva. În 1990 și cât? Ce, mă, dar nu înțeleg ce vezi. În 1980 și cât? 81? Faptile, astea. Că ai făcut așa ceva. 81, 82. 81. Dacă tata e din 37, în 81 are câți ani au avut? 37, 40, 3 ani, 40, 50, 60, 70, 80, 44 de ani. 44 de ani. Bă, omule, eu acum la asta mă... Ce Dumnezeu a fost în capul lui, mă, așa? Diabetul ăla, bă. Diabetul ăla scotea. Diabetul ăla scotea din la 44 de ani avea. Am bătut toate pe mama, pe adică pe mine. Avea din ele foarte tare, dar mie oricum nu drag. Eu nu știu ce cu bă, stică cu ăla de teamă la mama. Mi-a fost drag. M-a bătut și mi-a fost, fost că fii atent aici, bă, nu știu. Cum ne zice povești? Știi cum ne zice povești? Da. Cu balaurul. Ne ducea ce, de ce pe vești, ne ducea la mare, ne ducea pe în țară, pe întâi păți, cum să nu știu? Bun, nu era normal, mai vine criză de ele pe moment și cred că nu-și dădea seama. Nu mi-ai mai auzit, tu să închizi pe doi copii în baia de servici. Nu, tu îți dai seama, mă. Da, cu furtunul de la mașina de spălat, ce m-a bătut atunci cu Lordul, când am fost la Aur? Asta nu mai știu cât ce-ai mai fost. Hai de capul meu, am fost la Aur acolo și a venit poliția și era să mă prindă pe mine. Da. Da. În fine, covorul, așa a zis tata, bă. Covorul ăsta nu se făcea și pe cu covorul. Eu de unde tata a fost un om foarte deștept. O fost, cum să nu fie? Tătătăt, deci oameni buni. Să moră dacă nu stătea în fața blocului. Cine mai era ca tata Mănuștu? Mai era cineva ca tata Mănuștu? Aici între țigani și le spunea la țigani: bă, amu, sunteți tăți plini de bani.
și nu aveți ce cumpăra din magazin. Că nu era un magazin. Pe sumână să cumpără salamuri de alea bune ca ștavară. Dar va veni momentul și clipa când vor fi pline magazinile. Nu veți avea în buzunare să cumpărați. Înțelegeți? Deci... Da. Aș cumpăra... Deci cât ar cere pe covor, l-aș lua înapoi. Aș da banii. Sună și întreabă, ce te mută pe ce? Ce să dai șamar, că mi-e urâtă să n-o văd. Acum ce să-mi face cu covorul tău? Nu știi de covor. Să te bucuri tu pentru atâta, să nu... Bă, tu ai făcut greșeala. Că ce greșeala a făcut, mă? Că bătăză pe ce ești, mă? Zi-mi, ce greșeala? Tu, tu trebuie să știi la casa ta, acolo în apartamentul ăla. Dar nu mai putem, nu putem, mă, că dacă m-o dat în ăla... Și trebuia să plătească carurile. Trebuie. Antonio. Nu, nu știu o problemă, că așa... Antonio, fa caldo, fa caldo, du-te în România și vinde. O vândut. Mă mărți cu alea, când e zice. Cu Samsonete, ce-a avut? Valiză Samsonete. Știu eu cum ce-a avut cu tiramina. Cum erau la aeroport, zi? Zi, de ciudă, zi, pompier. Trebuie să mai zi, mă, că n-are rost ce să duc. Știu că am ieșit de acolo. Și până acasă nu mă plângă. Da. Îți dai să... Până acasă nu mă plângă. Dacă da, în 18 ani am trecut pe acolo, că mă doare inima să trec pe acolo. Am pe atunci ce te... Eu mă mai duc, mă duc la Mariana, lui Vica, mă, în spital să le acasă. Mariana... Da, m-a dus. Asta e, da. Mă duc, mai mi-amintesc când urcam încet scările cu inima iașenia. Să mă uit pe gaura de la cheie. Dorme tata, nu dorme. O lăsat ușa deschisă. Da, când îmi dădea mașina asta, eu spuneam cu losbate și mereu cu gălă, cu cosac, cu pădealul. Cu cosac, cu pădeal, furai mașina. Da, atunci și era probleme cu benzina. Ții minte că era cu benzina. Era pe bonuri. Și auzeam odată, auzeam dimineața când era la cafea cu mama acolo și povesteau. Tu, da, aseară am băgat 20 de litri de benzină. Cum din lumea nu m-au jumătate de rezervă? Eu îi furam, că i-am găsit ele de rezervă și ciordeles mașina noaptea și băream cu, bă, nu știu, cu trei. Și m-am prins la cine m-am prins. Bă, bă, era pe casa 8 sau 9 și umblam cu Dacia lui tatea pe acolo, pe la casa de cultură. Bă, uite unde stăm. În Papagalul. Da. Nu, dar nu ți-a agață cu ghearele alea. Nu. Da. Apropo, sunt multe chestii pe cușimă. Nu pot să zic că m-a bătut, m-a bătut, dar cât i-a făcut... Stai să o sun pe Baca. Ce număr are? Nu mai zic. Când o fost luată că avea atunci, erau bani atunci 10.000 de lei. Da. 10.000 de lei sau 12.000 de lei, atâta i-am ciordeles atunci, din ala m-am întâmplat. Și la bani de plac. De dumă să iei, da, tu cât ai furat de acolo de la Rod Masu și eu și tu. Bă, ții minte. Am făcut. Ce număr are în ăla? Și când i-am furat aurul de dinți, de la vădula aia, cum o cheamă, nu-și mai țin cum o cheamă pe aia, de aici din prețurile aia. Eu, i-aveai camionul. Da, unde este la casă? Mamă, pe mei dinți. Eu mă stau ca la lucru și nu știu ce-a uitat el și-a venit înapoi. Dar au parcat în partea asta și noi n-am văzut. Și garnă era claxonul ăla. Aveam niște claxoane acolo unde bara. Da, da, și da. Era vreo 7:30. Dimineața. Stai început să, pe hol, să supli garda aia. Și când a urcat tata și-a văzut ce ți-o dat atunci, s-a luat și eu pentru tine. De a mai sunat, am mai suflat pe gornă și sus pe casa acolo. Aia nu știu, aia zic, e mănăștur, e medin. Așa, că n-are rost să vorbim pe... La bătaie, dacă ce-am făcut. Dar nu, mă, omule, mă, eu mă gândesc la altceva, mă. Și atunci, cu treaba cu mănușile, nu mai țin minte de ce nu am făcut ceva foarte urât, dar nu mai știu ce am făcut, nici nu mai țin minte de ce am făcut. Aia, cred că i-am furat mașina și i-am zburiat-o pe acolo, până cadură. Și de aia pe după cadură. Eu știu că am intrat cu ea până cadură și tot am zburiat-o. Eu trebuie să plătească o grămadă de bani să-i vățească din nou.
Da. Pe bancul ți-am curat și aurul. Pe țigării la rău, sunt mai bune. Da, el din ăla... Rogma și Dachir. Rogma și... Da. Lachir. Da. Da. Boare, dacă sunt de aici, nu mă lasă să sun de pe WhatsApp. Și toată familia Gașpar și toată familia Calu era... Pe mine ai la Revelion, după Revelion și după ăsta. Nu știi. Nu se mi-a că stătea masa aia lungă 3 zile. Păi ce era pe poză? Că nu știi că tata stă timp avea aparatul ăla și făcea poză. Nu mai știu unde-s băi omule, mă, că să-mi bag piciorul de acolo. Da, te pot cu mine când eram micuț. Poză. Să fii la zăpăcit aia, nu știu. Bot. Răspunde, că e și ăla, pune... Alo! Dar ce faci? Dar cine vorbește? Ce copil mic ai născut? Am auzit copil mic acolo. Televizorul? Tă-tă-tă-tă-tă, de știi capitica să mor eu dacă nu. Da? Tu! Dar vreau să te întreb ceva. Alo! Dar ce faci, amu, te vopsăști, te aranjezi? Hai tu, băcuță, lasă acum, că vreau să te întreb ceva. Lasă, nu te aranja, pune ecranul pe taban și... Auzi, dar vreau numai să te întreb. Unde... Auzi, poți să răscumpăr înapoi covorul ăla care l-am avut noi părăcherul în casă? Unde? Ai spus că unde nu știu. Părăterul. Unde? Da. Tu mai fumezi, Leona? Nici tu mai fumezi. Eu am înțeles că a rămas la Antonio la restaurant atunci. A fost la Laura, la Cramureș, după aia nu mai știu nimic de el. De mulți ani. Știu de care zici. Părăterul ăla, ăla frumos, ce era pe părăte. Da, cu familia lui Carol, regele Mihai. Da, da. Da, George unde-i? George? E. George sau? Nu tu, Big George, omul care face ziduri. Eu ce porc mare. Ați cumpărat porc? Dar cine o cumpăra porc? Acolo în Anglia. Asta e imediat. Taie românii porc. Mă spune apoi unde mi-a pus cheile. Nu mă spune unde mi-a pus cheile. Bine, deci nu știu unde e covorul. Te-am spus unde e. Asta știu, mai mult nu știu. Simone. Păi nu l-ați dus în Italia când a deschis restaurant acolo? Nu, nu țin minte. Nu țin minte. Nu, nu țin minte. Eu știu că ultima dată l-am văzut în Locna Mureș. Ala de porc. Țăruș George! Dar ce, tăiesc porc? Eu nu mai spun că dragul tati, dacă spun nu mă crezi. Ia Maria! Bă, mâncava, snip
pompier. Bă, dar nu zice, de unde ați luat în Londra porc? Bine, bine. Eu am zis că cu tine mă duc până în Tokyo. Lasă-i bine, că merge și la Tokyo și la Veneția peste pe. Mai are tata unul. Extraordinar, încă unul pregătit. Mi-a pregătit de aici. Ai de capul meu. Vinează doar apurnitoarea asta. Ia. Na, păi... Da, 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 da. Are tata chiți. Are. Dacă ți-l dau pe cumnatul tău un pic. O, oh, salut, George. Dar ursule către mine. Uite aici, o cafea. Vrem să recuperăm covorul. Da, bun. Vrem să recuperăm covorul. Mamă, ce porc. Dar nu mă... N-are picior pe spate porcul. Nu mă, picior... Bine, Big George, poftă bună să aveți. Și treabă bună acolo. Bine. Doamne ajută! La fel, dă-mi-o pe... Aici are mai! Ăla-i pakistanez? Nu, ăsta cred că nu plătit astea la regină, de-aia s-a mult regină! Doamne, o parte e altă! Da, tare de tot! Na bine, George! Te-am lăsat! Ceau! Dă-mi-o panela! Da? Nu, lasă că am vorbit cu ea. Am vorbit cu ea. Da. Na, tu. Na, vorbești cu frate tu. O, ciao, Nela, ce faci, Nela? Da, ține, vorbiți italiană. Vorbiți italiană, că se bâlbâie pe românești. Pe românești se bâlbâie. Ce faci, Nela? Păi da, atât lucru pe acolo, coace când e sus, când e jos, când e coace, când e colo. Da, ce faci, cum ești, bine? Da. Asta e la muncă? A, nu. Da, e porcul, tu nu vezi? Da, da. În Anglia, în Londra, mâncavaș. Păi da, mă, ce? Așa mare lucru. Așa în Germania poți să-l cumperi viu, dacă vrei. N-am bine, Nela, lasă că mai vorbim, că mai aveți lucru acolo, treburile vostre. Da. Extraordinar. Bine, lasă că mai vorbim, Nela. A, lasă de că aici. Lasă că mai vorbim. Suntem bine. Da. Scoate banii, mă arată că ești bine. Ce, tu nu te-a sta camera, ori o ții acolo, ori nu o ții camera. Te pui pe tavan, ți-ai pus 7 kg de rimeluri pe tine. Ți-ai pus jene? Na bine, te las! Ne auzim! Bine! Ți-ai rus? Duminica frumoasă va cupa, știi? Ciao! Mi-ai făcut o surpriză, mai surprize, mă frumos! Da! Ciao, George, ciao! Bine! Da. Mersi, lasă că ne auzim, Nela. Vorbesc cu sora ta, mă.
Bun. Răspunde, nu fac mie. Nu răspunde tu, că și eu îl sun și nu răspunde țăran din ăla. Și bocal de la Marabureș. Bocal de la Marabureș. Eu vă spun că-mi vin de la muncă. Na, că ți-o dau pe, Leon, pe Liana, na. Na, bot. Are treabă. Ceau. Ceau. Bine, de unde să închide telefonul? Ok, închide tu. Închide tu telefonul, că nu știu să-l închid ăsta, că e telefon performant. Hai, hai. Hai, la vorbim. Ah. Nu știe, bă, băcuța. Păi cine mă știe, mă, de atât să mă ia? E la ea, dar nu știu că e la ea. Nu-i, măi. Coborul ăla, păletarul? Da. Nu-i că l-a dus, l-a luat Antonio. Da, și bă, că acolo e la urmă, nu mă tâmburbia Iurea, nici aia nu-i fraieră. E la ea acolo, la urmă, eu știu că e la ea. Păi dar e dreptul meu, atunci trebuie să mă urc să-l iau. Eu urcă-te mașină, nu te la urmă și după. Trebuie să mă urc să-l iau cu poliția. Și da, dar nu că cu poliția, vă dau, deschid proces. Pentru covor. Ascultă-mă, nu mă, pentru că ați vândut casa fără dreptul meu și trebuie să, ascultă-mă, ce, întreabă pe orice avocat. Da. Dacă nu mi se dă, și acum știi cum, nu cât ați vândut atunci, prețul care-i partea, cât ai primit, 9.000 și... Ce? Deci, 9.500 să calculează, să recalculează cât e valoarea acum. Da. Și atâția bani trebuie să-mi dați. Nu e problemă de asta. Înțelegi? Dacă nu, la chemiță. La chemiță. Ascultă-mă ce spun, dosar penal și pe pușcărie. Ori mergeți și îmi dați covorul. Covorul ca să tufă, nu ce ai făcut cu el? S-o stricat ăla, l-a pus la mine. S-o stricat, ai văzut? Givisiu. L-ai dus Givisiu acolo în Bărăi să asculte tăți suăierii pe Givisiu. Te-ai dat mare, pe, tu gândești că ai fost ăla din broț. Era stricat deja de atunci, mă... Era stricat și visiu, bă, oameni, era stricat. Nu era, băi, numai o casetă, că știi că era cu două casete, dacă ții minte. Păi, dar cum să nu ți-o minte? Ce numai una mea. A vorbit cu Otilor lui Angelica, din America, să îmi cumpere unul din ăla, să vedem, să-mi trimată. Aștept să vedem, Otilor. Păi, da, știi, dacă ori îmi dați covor, ori deschid proces. Să mă arăt cea mai scump dacă mint. Dar nu-i problemă de aia, omule. Nu mă interesează ce vă dă. Bă, apartamentul ăla s-o primit de pe casa, de pe strada Călățele numărul 13. Da, știu. Acolo eu am fost trecut. Da. Înțelegi? Eu am rămas pop de pe numele lui mama. Da. Ai înțeles? După care... Când s-a însurat tata, s-a trecut pe numele lui Livia, m-a întrebat dacă vreau să fiu din pop Damian sau Demian. Și, înțelegi, doamna profesoară, pop Ana Maria, profesoara mea, clasele 1-4, a spus, nu-i schimbați numele la copil, că îi stă foarte bine pop Nelson Simone. Și așa am rămas pe pop Nelson Simone. Înțelegi tu? Da. Da. Dar de pe casa aia s-a primit apartamentul. Voi la... Uite-te! Știu că ascultați, să mor eu dacă nu vă dau un tribunal. Să vedeți cum vineți cu bani. Să ți-i dau înapoi, fraiere. La Nela să plătească Big George și la asta să se scofârcească, să-mi dea banii. Înțelegi? Și pe banii ăia îmi cumpăr covor. Așa. Nu faceți voi hoții și din astea, mă. Ați vândut casa, Atila, America. Uite. S-a rus Atila, oare ai găsit casetofon? Să-mi trimă și mie poză, să văd. Și cât costă să ori dau banii aici la cineva, oricum vrei tu. Prețul nu are importanță. Iată să mai găsești în așa. În America? Cum să nu? Păi de acolo a fost casetofonul. Dacă știu, dar nu mai sunt fabrică, aia e chestia. Tata a tras țeapă la casetofon.
Da, o tras. O tras țeapă, tata. Bă, ce ți-a putut să... Tași din gură, o înțepat. Bă, tu de ce vorbești? Tata bandit. Nu știi, mă, că bă, i-ai luat cadou la tata, mă, i-a luat cadou la tata, nu da nicio țeapă. El a adus cadou special pentru tata, da, din America. Bă, da. Bă, zis că tata nu tras. Nu dau, bă. Două casetofoane a adus. Tata a adus tridentul. Și după aia tridentul i-l-o dat la Bocoș, bine, i-l-o vândut la Bocoș. Și tata și-o ținut JVC-ul, n-a venit nimeni și ceva. Da? Uite-te că Bocoș a zis că... Da, să mințeai și atunci, nu mai acum, ce să mai vorbim. Asta e una la noi. A dus un ceas de la Fain, ăla uriu, care mi l-a dat tata mie. Așa. Cureaua unii. De unde mai să știu? Cureaua aia mândreață cu dolari, cu, de argint, cu pafta din dolari de argint. Televizorul, mini televizorul. Păi nu știi că îl punem pe Dace. În 80 avem televizor pe mașină. Păi n-avem televizor pe mașină. Dar stau ce tine apoi în timp, acum tu vorbești de... Asta deja nu mai sunt la modă. Nu-s mai la modă, mă! Nu-s mai la modă. Ba ce, mai e la modă așa ceva? Păi unde sunt? Uite, eu așa că mai am pe piața acolo în Germania și ce-mi mai uit. Că numai n-ai ce să faci cu ele, că nu mai îți trebuie, că nu știi, nu știi asta, dar... Că mă uit, poate găsesc ceva măcar asemănător să iau, că și eu aș vrea să iau unul, dar numai să l-am așa de, știi, acolo. Design. Exact. Nu să folosesc, că n-am ce să iau. Dar nu, nu, lăsa asta, n-am găsit. Și mai omul, și mai omul, și tău. Liana, casetile unde mi-s? Cu mama tină, pocăita, cântă muzică pocăită. Mama, casa, gura, ca ăsta, bă, dar mă dispera, mă. Și casetile au fost la... Acum tu ești disperat. O dă un tribunal, mă. Dar nu, da, deschid tribunal, mă duc și vorbesc cu avocatul meu, înțelegi? Și îi spun, uite ce s-a întâmplat, se poate face ceva. Se poate, bineînțeles că se poate. Nu, bine. Da, vă dau un tribunal, să pominiți. Nu, bine. Ați vândut și ați dat fără mine, ați împărțit bunurile fără mine. Mobila din casă, tot se evaluează. Dar nu merge așa. N-ai văzut vitrina, aia e cei la mine. E? Deci eu ce-am luat, aia a rămas la mine, nu mai pleacă nicăieri. A. Aia vitrina, dacă ții tu minte, e vitrina care era în camera mare. În camera mare, dar cum? Înțelegi? O groază de bani. Mobila aia la altă... Unde deci vitrină din 74, fiți atenți aici. Din 74, încă rezistă în casă la pompieri. Bă, dar fii atent, și care e șmecheria? Ba nu, nu, nu știu, acum o să văd. Zi. E are jos trei setare. Așa. Și dar nu le poți deschide? Ba da, măi. Deci fii atent ăsta, că nu știu cum să ți spui, fii atent, vezi? Zi. Ăsta mie. La acelea setar, ăsta, parcă, da? Nu mai e. Și acum atât o să văd, să văd dacă ăsta se mutu la setar undeva să facă pentru ea. Nu, vezi? Acolo pui ceva cu LED-uri. Nu, mă. Vreau să o fac, să o refac așa cum a fost la noi în casă. Așa. Înțelegi tu? Deja tu trăiești amintiri grele. Dar tu vorbești de covoare. Eu vorbesc de covor pentru că covorul ăla e valoare. Deci, în primul rând, bă, vitrina aia... familia lui Regele Mihai. Da, știu, tată, jubileu 100 de ani. De cum să nu ți-mi minte, măi, omuleșcu? Jubileu 100 de ani. Ți-mi minte inelile care aveai de sacăța pe perete? Erau din argint. Mă, ți-mi minte, iar pe inele erau. Ele, păi nu mă, ele care erau sacățau, avea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 inele. Am asta nu știu. O 6 inele știu era acurat. Regele Mihai cu regina, pe cal și în colțuri... Cochii. Eh. Da, și după aceea nu numai în colțuri sus, după aceea și în interior, da, sus, jos. Așa, nu mai țin minte, așa. Dar cum? Tătă familia, mă, de la Carol I. Da, a fost original. Ăla a fost original, dar n-am. Nu a fost copii, nu a fost nimic, că a fost original. Nici prea erau copii pe timpurile alea. Ia și mâncă din asta. Nu înțeleg. Ajută la prostie. Nu, păi, lasă, nu e prost. Am mâncat vreo două, trei. Da. Acum asta e, na. Și mobila aia de unde am mai, n-ai văzut-o aia. No, aia e? Când eu am trimis bani... Tăt, mă! Tăt! Ce tăt, mă? Tăt, cât o să evaluează interiorul... Dar după mine cât mai ciorbim, mă?
Tata, nu mai zici. Bun, ce ți-am ciordit eu ție? Și tu, și Nela, ce? Și Leona. Ce? Spune, au, ce ți-am ciordit eu ție? Fii atent aici. Zi-mă ce? Acum zic. Ca să-ți dau răspuns. Păi lasă-mă să-ți spun. Aia, zi. Dar scurt, nu l-o lungi. Pe scurt, ce ți-am lungit? Câtă barba ați primat din Italia și cât ai zis Dubai? Deci ți-am furat marfă. Ba, Adidas, tu, pantalon, training-uri. Tu, Nela și Leon. Bun. Marfa aia, cum ai? Din ce proveniență? Din furt. Cu cine ai furat-o? Cu mine? Nu. Cu mine ai furat-o. Înțelegi? Nu, lasă-mă că aia a fost și-a trimis eu acasă, la mama. Pe camera aia a fost plină de... Dar tu știi ce a fost acolo. Da, mă, dar noi nu vorbim de... Ce-i sugăul ăla lui Nela, care trăia atunci Nela cu el? Cine? Trichi? Nu, Trichi ăla. Da, știu, Liviu ăla, alcoolistul. Mai semn de Dan sau cam așa. Dan. De acolo făceam eu treburile mele. La un moment dat l-am prins pe preațul ăla lui cu ochelarii Prada. Și ochelarii aia cu capela de șarpe. Da. Ce mici Prada aia. Ce ochelari era aia? E urmă cu ochelarii mei. Ce păi eu de ochelarii știam. Atunci am dat la un capac la Dan în casă, că nu vreau să zică. Eu am țipat pe pata. Un părțenela. Nu, păi zice Nela mi-o dat cadou. Toti. Ce este, mai bine, mi-a. Are, nu se mai zic... Nu are, dar vă deschid dosar. Penal. Deci nu mă duc. Dosar penal vă deschid, pompier. Uite-o cu papi Marinaru. Nu, e moșu. E moșu. Dosar penal vă deschid. Bine, mă. Serios? Bine. Da. Liana strânge masa să apuce pompierul să... Ăsta. Așa încet, ușor. Frate, trebuie țigară, dar n-am. Ce? Păi n-are țigări. Dar n-am țigări. Dă-i o țigară. Păi dă-i. Nu mă mai fumez, dar zic că nu mai fumez. Dă-i Marlboro. Sau fumez pe ascuns. Dă-i Marlboro la neau. Lasă-mă să fumez o țigară. Bine, fumează. Fumează neau. Fumează. Bă, dar și nu e pacea pe ascuns. Aha? Da? Așa că e bună. Bă, dar nu știu ce număr sunt, mă, bateriile astea, cui mama nu mă zice baterii. Bă, tu îți dai seama. Ceva nu e în regulă cu ăsta, trebuie să-l cumpăr altă cameră. Uite-te cum mă costă o groază de bani. Păi îți dau camera aia dacă vrei, mă, nu-i de aia. Da. Da. Ui, chiar de aia jmecă, jmecă. Îți fac cafea. Nu. Mă dă, chiar și un foc și o scrie. Ce nu faci să-l bagă lui ea? Cum adică tu știi? Ce? Adică când faci să-l bagă lui ea știe? Bradu? Mai durează-mi eu. Nu, nu, azi, nu? Nu știu. Eu făceam mult mai rapid dacă nu eram în construcțiile astea. Dar nu-l fac, îl fac în data de 23 sau 24. Atunci vreau să-l fac. Hai la rogați că am oprit pe tătea, nu știu. Nu, lasă-l, 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 am aici. Îmi dai tu cameră, că n-ai tu cameră. Ce faci, bot? Ce ai spart? Nimica. Vreți că te spart și alea, vreți că... Să văd. Ai trebuit pe tine de-a trebuit la urmă. Era cu bat în față. Și ești un bereșul din față. Așa ăsta e periculos, nu? De tăt, bă, te uiți. Cred că și pușa pe ușă de spălă. Sper să nu-mi spălă. Da, păi descontele Versace. Vă da seama. Descontele Versace. E nenorocire cu alea. Nici nu-i pun mâna pe ele. Neau, ale Versace-s beton. Ce? Brighile. Păi și eu am de ale. Versace? Nu, bă, de cafea. Aaa, nu, tu ai ceștile alea, nu-mi place. Nu, ale, nu ale, ale lati de jur, nu le-ai văzut pe ale. Nu le-am văzut nimic. De ale cu farfuriuță? Da. Dar cum e ceașca, model din ăsta așa? Nu, e un pic mai scurt. Așa, dar e un pic mai scurt. Da? Da. Trebuie să-mi dai una din aia. Să-i dau pe toți. Trebuie să-mi dai o ceașcă din aia. Pe toate să le dau. Sunt 6. Că eu vreau să am câte o ceașcă din fiecare model.
Știi? E mai multe modele. Și de la Versace trebuie să comand o ceașcă. Asta e Iulia. Pe drumul la primă, Liana. Am o andat pe tavanul din ăla cu... Ei, tu nu vezi cum strălucește tavanul? Ba da, e dat cu ceară. Cu ceară, 200 de euro scurt. Plus 200 ceară îmi iau. Așa. Mâine mi-aduce și mie masa. Masa și patul. Bă, nu întrebam om, amita, nu trebuie, zi mă și patul, nu trebuie patul. Nu trebuie patul? Nu. No. Dacă nu trebuie, nu-i bai. N-am ce. Am la cine să-l dau. Da, foarte bine. Eu am zis ție să-ți-l dau. Bă, nu trebuie, bă, în casă și bă, așa ceva nu e. Dar ce, e urât? Domne, fer, nici la deșertării de alea nu găsesc. Și la, e plin în Germania cu așa ceva. Auzi, bă! Tu l-ai pers așa, bă, l-am fost. Bă, tu așa ce o vreți să ne îndie, băi, domnule? Auzi, bă, ce zice? Deci 4 ore plin în Germania pe strâns. Pe aia mă rog, îți uminte, că am văzut eu grămadă, eu de niciun trebuie, nici nu știu eu să le văd. Pentru că patul ăla și de ăla și l-am adus sus, când vii, la când vii să-l mă să văd, da. Să fie tot făcut, ești credeam. Bine, mi-au. Auzi de aici. Să vii cu, să-ți arăt masa, acum să pui mâna pe aia, să o ridici, să vezi dacă poți să o ridici. Deci aia e masă, nu-i, nu-i altceva, e masă, dar numai lemn masiv, aia e numai din lemn masiv. Bine mă lasă că o să o văd. Înțelegi? Și de 6 persoane, și eu. Și bine, nu e o vală, că e patra, e... Nu-i bai. Ia, Liliana, când te sună, de uiți? Eu? Da. Ce vrei să faci? Că tu și mai are direct acolo. Lasă, dă-i pace. Da, lasă că mă mut acolo. Iar, muiule, vii. Da, mă. Asta trebuie să o iei. Înțeleg? Uite, bă, și aici, iar stă așa cu eu. Nu trebuie să... Dar voi n-ați avut față din masă la asta. Banca, Banca Victoria. Am eu? Dacă ai dă-mi eu aia, că eu am pătrat. Ce să-ți dau? Cred că ai o vală, n-ai o vală. La asta ai avut o vală, n-ai avut o vală. Pătrat, n-am avut o vală. Au pătrat și eu. Nu, pătrat e, nu, lasă, bine. Ba, așa-i zice, Banca Victoria. Ui, 20 de milioane, nimeni iau. Ei ce? Una din asta, Nina. Aaa, da, știu ce. Să o pun acolo la capul patului. Adică la cap, la picioare. Știu, știu, știu. Banca Victoria. Uite-mă. Uite-mă ce pun fac, bă. Acum, bă, nu mai disperat, o lasă-mă să pe luam de când să ieși înapoi. Stinge, du-te la balcon acolo și pumează. Nu lasă, mă, nu știu mie țigara. Mai nenorocit. Da, că e mie, dar așa mă duc. Trebuia tu să pumezi, să-mi faci tu mie în casă de ăsta. Bani cum stai? Îți dau bani? Nu mânca. Ai? Nu fac că pot să mai schimb două. Am, dar trebuie să schimb două pe eu. Și... Dacă vrei îți dau să-mi schimb tu. Dar nu-ți dau, îți dau 9 milioane pe ei. Că atât azi. Nu mai am dat pe ei. Păi uite-te câte-i mă fraiere. O scăzut euro. Nu știu unde trebuie să mă uit cât e euro. Pe internet. Da? Da. E 4 lei 88 sau 89, cam așa ceva. Du-te, intre pe Google. Auzi, lasă, du-te și schimbă-ți. Intre pe Google. Du-te și schimbă-ți. Intre pe Google și dă-i schimbă valuta la cursul de azi. Asta e a ta? Da. Ce geacă e din portofel? Ce geacă e asta? Da, e ceva ăsta. Identic. Am o grămadă de gen, dar nu prea plăcut să le pot. Mai bine o simt. Da? O vestă. Păi noi, când ai venit, așa ai fost și tu când ai venit la mine. Aveai bluza pe tine și vestă. E mai bine, ți-e să mai frumos. Vrei să-ți dau o vestă de Nike? Dacă dai, da. Ha?
Oye, mi vesta. Ce vesta? Aia mea. Adidas, online. Nu ai, le duc, le duc jos și după aia trebuie să văd cum fac. Unde e tu? N-a reducă cât e două, reduc acolo. Să o iei mașină. Nu, lasă-mă de pace. Nu e acolo, sunt mă. Înseamnă că am lăsat o mașină, mă. N-a lasă-mă de pace. Îmi iau și bradul astăzi. Dar nu, îmi pot găzi mai mare, nu. Că mai am acolo un pic. Mașina îmi iau. Nu lasă. Și nu mă duc am. Vin mâine. Nu mai vin mâine, mă. Ghice. Mi-e trebuie să-mi dăt acolo. După aia, cred că miercuri viu. Că atunci am eu să fac cumpărături. Bă, știi ce-mi trebuie? Chiar am văzut la Kaufland când a fost ăsta trecută. Ăsta așa mare picior de porc. Dau miliard. Ce se fac acolo? Păi vin tranșez, eu fac bucă și îl bag în congelator. Păi după ce te crezi că mergi după Revelion? Dar mâncă, mai să-i dau 100 de la Revelion. Mânci? A? Păi nu? Dar după ce să iei tu și osul ăla, ce faci cu el? Plătești osul. Dar am vorbit cu vecinul ăla din... Să ți-l afume? Nu, bă, să-mi fac cu mine. Ce să fac? Nu-i fac cu el. Să-mi fac cu el. Să-mi fac cu el. Să-mi până aici, iar înapoi, iar... Să le face bine. Știi? Dar nu mai fac cu șase bani. Foarte fainică, cum și da? Nu. No. Dar nu-i vorba de aia, dar iar să vin până aici, iar să duc la până. Știi? Bravo. Bravo. Cozonaș faci? Nu fac, cozonaș nu facem. De ce? Nu facem, sunt terminat, gata, ne îngrășăm. Avem probleme cu pancreasul, cu alea. Chiar cât e îngrășat. Păi, eu nu muncesc. Eu nu pot să muncesc. Dacă munceam, slăbem? Mai trebuie să slăbesc un pic și nu mă ghiți așa să. Atât și după aceea de lansurătoare. După aia lansurătoare îmi iau. Bă, să vezi ce fain mi-am făcut acolo. Acolo și tu unde e ghiuveta. Aia? Acolo am pus parchet. Da, am adus parchet care mi-are cu ușile. L-am văzut! Ăla roșu? Nu, l-ai văzut. Parchet roșu? Ăla cu culoarea de cireș. Nu știu, ăla nu mai l-am văzut ăla. Ăla nu, pe ăla e acolo. Dar ăla m-am dus eu numai câteva bucăți. Și în hol, la fel am pus parchet. Da? Unde crezi, unde voi crezi iar asta? Uite. Uitați-l. Ce bă, că fac, bă, să vezi ce... Te cred, Neau, te cred. A dus mai parchet. Am bani destui, pe cât se trebuie, dar... Așa încet, încet, cu altul, unde zic, fac. Trebuie să știu, garsoare la oră. Ce se poate importa cu noi în casa așa? Păi cum stăpiți acolo? Extraordinar. Ba, sau mă, ce vrei să faci cu ea? E în aici. E în aici. Așa, acum când mă duc, cred că las asta aici și mă duc foară, în copil. Bă, 80 de euro plătesc acolo pe alea, 54 de euro pe lună, ăla aia, cum cea asigurarea. Da. Și mi-a băgat nimenici încă 24 de euro în plus, că mi-a asigurat geamurile. Geamurile? Geamurile și parmiz. Deci 80 de euro sunt total. Pe lună, pe lună să plătești bani. Nu, fiecare lună îmi trage, fiecare lună îmi trage. Bine aici, că nu mai te-apuri țăros. Cum îți dau drumul cu ceasul? Nu poți să-ți faci pe una la pizza. Da, dar în banii ai iasă. Da, sigur. Ia, o las asta aici și când mă duc, mă duc cu ochiul. M-a dat că nu știu. O iei sau ce faci? Lasă. Nu-i voie. Mai lua. Dar parte mai mare, nu, m-au mai crescut. Ce? Papagalul? Nu vedeți.
Eu am zis că ce capan. Eu nici ce când zboară cu părul pe de părțile. Lasă, neamu. Vezi că vă dau un tribunal că ați vândut apartamentul fără să-mi cereți drepturi. Dragul meu, să fim răchiți sărbători. Eu vă avertizez, vă aduc la cunoștință. Stai în sos de chemăr. Mă vezi? Mă vezi? Eu vă aduc la cunoștință, eu nu glumesc. Eu nu glumesc. Vă aduc la cunoștință că după sărbători deschid proces că ați vândut apartamentul fără aprobarea mea. Ori îmi dați covorul, ori deschid. Și atunci trebuie să-mi dați partea. La T4, dar apartamentul, grijă, nu a fost la T4. Bă, dar tu ca să desfaci masa, ai luat geaca pe tine și șapca în cap? Și mai aia l-au luat pe desfaci, bă. Care? Că-s 4-5 șuruburi acolo. Să te știu că te șuruburi, așa e și aia de sus. Ce crezi, că nu știu sau cum? Nu mă lăsa în gura. Vezi că se desface, să scoate ăla sus. Bă, dar tu mă disperi, bă, pe mine, bă. Tu crezi că mă vezi tu pe mine ce trebuie să fac eu? Tu știi mai bine ca mine. Uite-te. Vezi că am pus piciorul acolo. Uite. Deci așa ceva n-ai avut tu de când ești. Nici șenii la tiare. Bine. Să te mai vorbim. Dă-i. Sau poți să o pui așa direct în mașină să nu mai desfaci? Păi nu trebuie să desfac picioarele. Păi nu, mă, poți să o pui așa. Nu, mă, poți să o pui, dar nu mă trebuie să desfac picioarele, mă. Păi nu ești cu remorca. Ba da. Păi mă, omule, o pui așa în ea. De ce să mă complic așa eu cu ce zici tu, mă? Dă-i. Ui, ce țești are acolo? Ține de rupe asta. Știi cât am dat pe ea? Eu nu vreau să zic, 1500 de euro. Nică nu crede. Ba, cred. Am văzut ceva. N-am zis. De vreo 5 ani eu am, așa, Eliana, de nu mai vin. Ce ai cu ciopușca pe așa? Bă, în loc să aduci chei din aia, bă, de 13, bă. Da, am o grămadă de chei acolo, dar eu nu să știu ce dimensiuni trebuie, dar asta e ce plin de ce e. Îți dai tu seama meu? E ăsta cum l-a pus? Numai pe parte l-a pus. Ai de capul și de zârile mele. I-am dat la fratele pompierului, i-am dat masa. Oameni buni. Înțelegeți? Masa și scaunile. Ia și scaunul ăla din spate, Liana. E pe balcon. Păi și pe ce stai? Ha? Pompierul, scaunul ăla, așa, păi ți-l aduc eu. Bine? Să pricepe pompierul la dezlănțuiri. A lucrat toată viața lui la demolări. Cu un asot, te dă-i și ăla la pompierul, că nu știu pe ce mi l-ai adus să mi-l pui mie ăla aici. Nu te mă și lasă. Dar ce vrei să fac cu ăla, Liană? Îți trebuie la plajă, la mare? Da. Ha? Uitați, deja au pus pe părețul cu așa. Ni. Uitați ce-a făcut botul. Fiți atenți. Florile d'albe. Vedeți? Ia. Ni. Jap. Și aici. Până aici au pus-o cu așa. Merry Christmas.
Vedeți? Ale pune-le în buzunar. Ce? Alea. Cum se pune în buzunar? A, le prinzi înapoi așa, păi să nu se pierde. Bun. No, ăsta nu-i din lemn. Ba da. Păi. Aia, da, ele, aia așa în sus e cât... Bine, meu, bun, 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 bun. Ba da, din lemn și ăsta, adică nu știu ăsta, dar cred că și ăsta tot din lemn. Tot lemn, măi, omule, mă. Tot e din lemn, dar am dat-o... Atunci... Am cumpărat-o cu, îți spui eu cu cât, cu 27 de milioane de ceruși și am dat 25. Da, nu, că se vede că e. Dar n-am luat o nouă. A? Se vede că nu-i pală. Da, n-am luat o nouă, a? Dar era ca și nouă. Așa e și aia, numai că aia are două aici. Vezi, asta nu are un... Dar aia, pentru că-s picioare groase, are două șuruburi pe parte. Pe fiecare picioare, cât e două șuruburi. Bine, am iau. Lasă cu obiezi tu când ăsta. Și tot așa are aici, aia, cum zice, care se mărește. Vezi, asta strânsă e mai mare ca aia. Înseamnă că aia e de 6 persoane. Asta e de 8. Deci aia de sus ce vorbesc cu ei numai... Bă, tu lasă-mă cu... Bă, bă, tu... Bine. Strânsă. Bine. Asta e de 8. E bă, că e la... E bun. Închid ăsta aici pe... Acolo, ai ceva sau cum o pui? Ai ceva ca să... Ce zici? Aha, să închidea de acolo la n-am. N-ai știut? Nu. N-am știut care e alea. Nu, poți să o duci sigur. Nu, poți așa e? Să nu. Ha? Stai așa. Stai, mi-a. Poți? Poate. Vezi, poate lovești pereții. O, fost la mână. Intră în lift? Cum să nu intre? Dă-te! Că schimb liftul ăsta la să pot să te desfășor. Păi cât e scaune? Nu ești că faci suspăț. Boc a fost păi scaune zis. chiar îmi trebuia scaune și m-a smers să am, dar v-am scaune. Hai să vedem cum intri cu el, să văd. Intră, bă. Intră, bă, în casă. Rădic-o sus. Păi nu mă rădic-o sus. Ba, tătătă o distrug. Știi, eu rădică-mă, dă-te într-o parte. Hau! Dă-i pe parter. Acolo nu ies afară. Las că nu ies afară, mami. Pe scări să-l ajut să deschidă liftul. Bă, să-i ță ușa, că ăsta ta-ta-ta rupe masa. Pușcăriașul. Băi, ce lucru. Hai. Păi e greu, iau. A, așa două ca la școală. Mașina unde e? În parcare acolo? Nu, mă, nu s-a bine, am vremul aici, de-abia parcă mașina, dar pe vremul. Unde ai dus-o? Acum stai unică înainte. A, pe strada aia, bine, hai. Mamă, ce frig e afară. Să nu le jos, că tata-tata-i mânci zimțurile. E grea. E grea masă. Ni. Du-te, du-o, că vin țiganii, pune o mașină. Bine, acum, mă... Băi, vin țiganii și-o fură. Scoate-le așa, pe fătat, mașina aici, direct, știi? Spune că până acolo.
Hai pe jos, pușcăriaș. Ha? Ei, acum urcă să jeie scaune. Dar le-ai băgat în lift? Vezi, pompier, că vine liftul. Uite-te cum. Dar unde-i pompierul? Plin numai cu camera aia, nu. Dar ce ai vrut să fac, să le iau eu în spate? Ne mutăm, oameni buni, unde-s vecinii să bucure? Să luăm 2, 4, 6, 7 și cu unul la mine 8 scaune. Să nu fure asta, tu le-ai, doamne, că mi-a și frig la spate iară. Mă dor pecenile. Știe pompierul să ăsta, urcat în lift. Acum a trebuit să ajungă, tot mai o fric miroasă pe aici. No. Bă, dar lețurile nu ți le-ai luat. Picioarele? Le-am uitat. Poftim. Nu m-ați nimic ușa asta. Stă pompierul, aduce tățatul. Tățatul. Pune-le acolo, mami. Eu ai scaunile mele. 16 milioane am plătit până la Zalo să le facă. 16 milioane am dat pe ele. Du-te, adă mașina în coci. Temnițer. Ne uităm pe cameră să nu fure. Ioi. Ioi. Nu. Nu ce-am pus sus. Ha? Nici n-am văzut ce-am pus acolo sus. Am văzut. Ce? Țiții. Ce? Papagalul. Și cu cine? Și cu cine, mami? Cu veverița. Acum am văzut. Închide ușa. Papagalul, stai acolo până le urcă mașina. Papagalul cu veverița și mi-e șarut. Na, oameni buni, am rămas și fără masă. Uitați ce fain e, așa? Și amu când vin colindătorii, îi pun ea colonia în față la oglindă să stea să colinde. Media vine Lobo cu Alexandra să vezi că n-au unde să stea să mânce aici în picioare. Ia șenia acolo adunați și de aici eu ca un barosan, ia șenia. Stau, cântați, colindați, colindați, colindați.